Zilele europene ale patrimoniului marcată și la Râmnicu Vâlcea. În zilele de 13 și 14 septembrie a avut loc cea de-a 27-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului, care s-a desfășurat în România sub tema Biblioteca, Arhiva, Trezorieri de Patrimoniu Cultural. Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale și Biblioteca Județeană Antimii Vireanul Vâlcea au organizat o masă rotundă dedicată Zilelor Europene ale Patrimoniului 2019 cu tema Patrimoniul cultural în bibliotecile și arhivele vâlcene, care s-a desfășurat la Serviciul Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale, unde profesori, bibliotecari, arhiviști și istorici au prezentat importanța patrimoniului cultural vâlcean. Astăzi, conform temei hotărâte în acest an și de Ministerul Culturii și Identității Naționale, tema aceasta a Biblioteca Arhiva, Trezorieri de Patrimoniu Cultural. Când vorbim mai mult despre valorile noastre bibliofile, cărțile vechi și documentele valoroase de arhivă, documentele istorice și ele având o valoare importantă de patrimoniu național. Trebuie să mai spunem că Vâlcea are un bogat patrimoniu cultural național, județul cu cele mai multe biserici și biserici, dar și mănăstiri din toată România. Și avem lista monumentelor istorice, așa cum a fost publicată în 2015, acum se va reînnoi, la anul 2020 se va reînnoi. Peste 800 de coduri de monumente istorice, avem foarte multe mănăstiri, spuneam, cule, edificii religioase și civile, dar avem și 92 de biserici de lemn, care se încăpățânează să treacă testul timpului și de secole să rămână și ele în picioare. Și avem un patrimoniu de carte veche, de peste 10.500 de volume, la mai multe colecții din județul Vâlcea. Vorbim de Biblioteca Județeană, de Arhiepiscopia Râmnicului și, desigur, de alte colecții din mănăstiri. Știți foarte bine că la Mănăstirea Bistrița s-au colectat inițial la Horezi, apoi au fost mutate la Mănăstirea Bistrița, au fost colectate multe cărți bisericești din toate bisericile eparhiei Râmnicului, ajungând la un număr de peste 6.700 de volume, numai acolo la colecția aceasta de tezauri și de patrimoniu de la Bistrița. Apoi mai sunt mănăstirile Cozia, Vintul Lemn, Govora, Hurezi, Turnul, care dețin și ele, Muzeul Județean Vâlcea deține și el carte veche de patrimoniu și, nu în ultimul rând, colecția părintelui Petre Govora, de la Băile Govora, și ea cu 66 de volume de carte veche. Să ai grijă de patrimoniu, deja nu cred că trebuie scris neapărat într-o lege. Cred că ne naștem cu bun simț. Și cu asta, dar se pare că în ultimul timp tocmai asta ne-a dispărut. La noi și cartea și cultura s-a creat pe lângă și școala s-a creat pe lângă biserică. Și de asta mă merge mai mult și o istorie foarte veche. De-aia mi se pare acum foarte ciudat și curios când încercăm să scoatem biserica din școală. Păi da, școala s-a creat lângă biserică. Cred că avem multe de învățat și multe de făcut. Felicitări pentru ceea ce face. Sperăm din tot sufletul să nu ne batem joc de ceea ce am moștenit, fie că vorbim de patrimoniu material, fie de cel imaterial. Acum suntem la arhive, felicitări pentru tot personalul arhivelor statului care de fiecare dată, cu fiecare prilej, găsesc documente, găsesc lucruri interesante, lucruri care nu se știu și care vor merge și vor fi cunoscute de generațiile care urmează, lucru care este foarte important, deși aparent nu, dar în realitate este unul din cele mai importante sacrificii pe care noi le putem face în contul generațiilor care vin și pentru copiii care
care ne urmează, de asemenea și celorlalte instituții, bibliotecă, ca să nu mai vorbesc Arhiepiscopiei Bisericii în general și Arhiepiscopiei Râmnicului, care tot timpul a fost alături de noi și unde găsim, unde ne regăsim atât prin Duh, cât și prin noi ca persoane, ca oameni, cât și regăsim acolo tot ce înseamnă tradiție, românism și tot ce este mai valoros în noi. Despre instituția arhivelor și munca arhiviștilor, cât și despre importanța păstrării documentelor istorice, au vorbit director Doina Glăvan și doctor în istorie Ionela Dinescu din cadrul Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor Naționale. Personal m-am bucurat de existența acestei zile la nivel european, pentru că în ciuda faptului că într-adevăr poate n-am știut să prezentăm, să valorificăm patrimoniul cultural pe care îl deține țara noastră, vedem Europa fructificând foarte mult patrimoniul pe care îl are și trebuie să luăm exemplu de la ei. Instituția Arhivelor Naționale deține, Instituția Arhivelor Naționale la nivelul României deține 350 de kilometri aproximativ, pentru că în fiecare zi îmbogățim acest patrimoniu, 350 de kilometri de arhivă. Doar 8 kilometri sunt păstrați în arhivele județului Vâlcea, exact cum am spus, aproape 1000 de fonduri arhivistice. Documente și activitate care a însemnat preluarea acestor documente încă de la înființarea noastră din 1951, dar Instituția Arhivelor Naționale, știm foarte bine, s-a înființat în anul 1831 în forma ei modernă. Într-adevăr, primele arhive au fost păstrate în mănăstiri și biserici și ne bucurăm să existe în continuare aceste documente. Și, deci, întreg acest patrimoniu cultural documentar, practic patrimoniul arhivistic național, este parte a patrimoniului național și cultural și este alcătuit din aceste documente la care am făcut referire, documente cu valoare istorică. Instituția Arhivelor Naționale este obligată să aibă grijă de document încă de la crearea lui. Deci această instituție are un corp de control care verifică activitatea instituțiilor, în mod special instituțiilor administrației publice, dar și societăților private care creează fond arhivistic național, adică document cu valoare istorică. Deci, cea mai importantă activitate, dacă vreți, este pentru început activitatea de evaluare. Noi suntem obligați să evaluăm documentul încă de la creare, dar suntem obligați în același timp să facem reevaluări, pentru că documentul e preluat de această instituție după 30, 50 de ani, 100 de ani de la creare și atunci nu mai că urmărim constituirea lui, evaluarea lui, stabilirea unui termen de păstrare. Dar suntem puși în situația și avem acest atribut ca după 30-50 de ani să evaluăm valoarea acelui document și să poate un document pe care l-am evaluat astăzi ar avea un termen de păstrare de 10 ani, de 20 de ani, poate peste 20 de ani va veni o generație sau va veni vor veni alte criterii și vom fi nevoiți să îl valorificăm și să spunem da, merită a fi păstrat un termen mai mare, un termen de păstrare permanent. Zicem noi că aceste documente cu valoare istorică sunt documentele cu valoare cu termen de păstrare permanent. Trecutul nostru, fără discuție, nu poate fi cercetat, nu poate fi scris obiectiv decât pe baza documentelor. Și aici intervine rolul acestei instituții, rolul cel mai important de a aduna, de a aduce aici documente de certă valoare istorică, de a crea, așa cum spuneam, patrimoniul, până la urmă, arhivistic național, partea patrimoniului cultural, de a-l inventaria, de a-l ordona, de a-l inventaria, de a-l pune după principii arhivistice, de a face instrumente de evidență foarte bune, de a pune la dispoziția cercetătorilor asemenea instrumente de evidență pentru a înlesni, de fapt, în final, cercetarea științifică și nu numai, pentru că s-a spus aici, în ultimii 30 de ani, arhivele și-au dovedit cumva și rolul, importanța lor practică, punând la dispoziția persoanelor interesate și documente cu care
și-au putut dovedi drepturile patrimoniale, lucru care, mă rog, a fost o situație excepțională care s-a întâmplat aici la noi în arealul românesc, pentru că lumea civilizată, arhivele au cu totul alt rol și, de fapt, în final, acolo trebuie să ajungem și noi. Vreau să sintetizez cumva ziua de astăzi în aceste cuvinte care mi s-au părut foarte potrivite. El spunea, Aurelian Sacerdoțeanu, directorul arhivelor statului în perioada celui de-al doilea război mondial, din 1938 până la instaurarea regimului comunist. Și el spunea un lucru foarte, foarte important și adevărat. Citez, este îndeopște cunoscut că fundamentul cultural al unui stat stă în crearea, păstrarea și organizarea celor trei categorii de materiale istorice care stau în arhive, biblioteci și muzee. Prin aceste mese rotunde se încearcă o mai bună cunoaștere și interpretare a manuscriselor, hrisoavelor domnești, acte emise de mari personalități sau instituții administrative cu o mare importanță arhivistică și istorică. De asemenea, se dorește promovarea cărților rare, vechi și cu valoare bibliofilă, tipărite încă din vechime la tiparnițele domnești din marile așezăminte monastice și care au intrat în patrimoniul cultural național mobil. Și Biblioteca Județeană Antim Ivireanul este un depozitar de cărți de patrimoniu cultural de carte românească veche tipărită în râmnic. Când vorbim despre cartea românească veche, ne referim la lucrările tipărite în limba română de către români pe teritoriul României, perioada 1580, o perioadă care a fost acceptată și stabilită undeva la sfârșitul secolului al XIX-lea, când un colectiv de cercetători, istorici, filologi, au început redactarea unei lucrări de referință, Bibliografia românească veche, tipărită, publicată în trei volume, inițial în trei volume, publicate succesiv și în fascicule, cărora mai târziu s-au adăugat alte două volume de notări și adăugiri. Dacă asupra anului 1508 toți au fost de acord că este unul potrivit, deoarece știm că în 1508 a fost tipărită prima carte pe teritoriul românesc, Tugherului Macarie. Acest peticostar de la 1767, care are pe forzațul posterior un model de genere concediu care le place. Da. Aproape deci, identic cu cele din zilele noastre. Starea de conservare a cărților vechi. Acestea se află în stadii diferite de, să zicem, degradare, sigur datorită vechimilor și a implicit a utilizării intense într-o anumită perioadă. Ele prezintă urme de apă, pete de ceară, au foi lipsă, forțați sfâșiat pe alucuri, pielea de pe copertă este degradată, lipsesc îmbietorile. Cert este că la Biblioteca Județeană ele sunt păstrate în condiții adecvate și aceasta ne garantează o îndelungată posibilitate de a le cerceta pe mai departe. Cu acest prilej a fost lansat pliantul Patrimoniul cultural în bibliotecile și arhivele vâlcene, care cuprinde o selecție a câtorva dintre cele mai valoroase documente deținute de arhivele vâlcene.